Guvernul Orban a dovedit că este incapabil de acțiuni care să anticipeze, să prevină și să pregătească soluții eficiente pentru combaterea pandemiei. Este nevoie de un guvern care să știe să administreze sistemul de sănătate. PSD a promovat mai multe soluții pentru gestionarea pandemiei pe care PNL a încercat să le blocheze de fiecare dată în detrimentul cetățenilor. Guvernul Orban a dovedit de-a lungul timpului faptul că este incapabil de acțiuni care să anticipeze, să prevină și să pregătească soluții eficiente pentru combaterea pandemiei. Dacă nu poate găsi răspunsuri la problemele din prezent, cu atât mai puțin nu poate avea soluții la provocările din viitor. PSD va prezenta în scurt timp programul său de guvernare pe sănătate, pe lângă propunerile pe care le-a făcut sau chiar le-a legiferat în timpul pandemiei. A propus și a votat acordarea de bonusuri medicale din prima linie și urmașilor acestora în caz de deces. A propus și a votat acordarea de măști de protecție gratuite pentru categoriile favorizate. A propus măști gratuite pentru elevi și profesori. Este nevoie de un guvern care să știe să administreze sistemul de sănătate, care să fie capabil de acțiuni care să anticipeze, să prevină și să pregătească soluții eficiente pentru combaterea pandemiei.